Nimeni nu și-ar dori o astfel de vreme de neîmplinire, de durere, de suferință, de boală, de pagube. Totuși, ea din când în când trece în dreptul fiecăruia dintre noi și în mod particular la nivel de familie sau chiar de națiune, trăim asemenea stări despre care Solomon a scris în Cartea Eclesiastul, capitolul 8, versetul 6 și 9, următoarele. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se întâmplă sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. În studiul elaborat de Solomon, văzând cele ce se întâmplă sub soare, a observat și vremea despre care noi vorbim. Mai trist este când toată viața unii au parte de necaz. În asemenea stare, nu prea sunt zile fericite și bune, așa cum notează tot înțeleptul, Proverbe 15:15, toate zilele celui norocit sunt rele. În necaz este scris să te bucuri, dar asta e ceva mai greu. Haideți să privim care sunt cauzele și efectele acestor stări și cât de compatibilă este astfel de vreme cu fericirea promisă de Dumnezeu și cu bunătatea Lui. Rămânând în Cartea Proverbelor, să ascultăm glasul înțelepciunii din capitolul 1, de la versetul 24, unde înțelepciunea vrea să-i ferească pe oameni de astfel de stări, dar nu poate întotdeauna. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mă întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. Când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va lui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde, dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Înseamnă că nu tot necazurile ar trebui să vină peste noi. Da, unele vin că ne băgăm noi cu capul în ele sau că alții le aduc asuprindu-ne. Haideți să urmărim, să vedem privind în planul Scripturii și de ce nu în viața noastră cum stau lucrurile. Voi prezenta mai întâi câteva nenorociri și apoi vom discuta pe marginea lor, nu așa ca prietenul lui Iov să ne bate în joc de cei ce sunt în necaz, ci să încercăm să ne explicăm situația. În mod special pentru cei care sunt prin necazuri, dar totodată să știm cum să ne comportăm noi față de cei care trec prin necazuri, care trec printr-o astfel de vreme. În Cartea Iov, capitolul 1, avem o nenorocire care a lovit o familie. Mai întâi, nenorocirea a fost de ordin fizic, material. I-a fost răpită, lovită prin catastrofe naturale întreaga avere. Și apoi, în capitolul 2, a fost lovit și în sănătate. Să citim doar de la versetul 11, unde Dumnezeu a zis diavolului: dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. Adică aici este cererea diavolului, dar în versetul următor Domnul a zis: îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. A fost o prima aprobare. Și urmează ceea ce e scris sub titlul Răbdarea lui Iov, cum i-au murit toate animalele, i-au murit copiii.
Și în versetul 20 și 21 este scris că el și-a sfâșiat mantaua și-a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecile mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. În capitolul 2, la o altă înfățișare înaintea Domnului, diavolul a primit o aprobare mai mare, cum spuneam deja, și Domnul a zis în versetul 6 către Satana: iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și a urmat lovirea lui Iov cu o bubărea în întrecorpul și din nou el a rămas credincios, deși durerea și necazul, cum spunea el în finalul versetului 3, au dat peste el. Rog să observați din aceeași carte Iov că pe lângă necazurile de ordin material și fizic au venit și necazuri sufletești. Și astea sunt grele, chiar foarte grele. În capitolul 19 din aceeași carte, în răspunsul, în plângerea lui, spune cât de zdrobit a ajuns în suflet. A luat cuvântul și a zis: până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați bazocorit, nu vă este rușine să vă purtați așa. Versetul 7, iată țip de sălnicie și nimeni nu răspunde, cer dreptate și dreptate nu este. Versetul 13, a depărtat pe frații mei de la mine și prietenii mei s-au înstrăinat de mie. Rudele mele m-au părăsit și cei de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei și slujnicile mele mă privesc ca pe un străin, în ochii lor sunt un necunoscut. Chem pe robul meu și nu răspunde. Înroc cu gura mea și degeaba. Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele. Până și copiii mă disprețuiesc, dacă mă scol, ei mă ocărăsc. Aceia în care mă încredeam mă urăsc. Aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea. Și astea s-a adăugat la ce scrie aici. Oasele mi se țin de piele și de carne, nu mi-a rămas decât pielea de pe dinți. Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. E foarte greu să rămâi sărac, bolnav și să nu te mai mângâie nimeni. Necaz din toate punctele de vedere. Sunt grele și doar necazurile sufletești, fără necazuri materiale. Când are cineva o supărare, poate să aibă bani, poate să aibă ce să mănânci, s-ar putea să nu mai aibă nici poftă de mâncare. În cartea Genesa, capitolul 37, vă prezint prin persoana lui Iacov necazul oferit de fiii săi cu ocazia vânzării lui Iosif. Citesc de la versetul 34. Și-a rupt hainele și-a pus un sac pe coapse și-a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicii lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere și zicea: plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. A ținut la el foarte mult, era cel mai bun copil, l-a pierdut. Dar e suficient să ai un copil rău, nu doar să moară și să ai un necaz destul de mare. În cartea Proverbele, capitolul 19, versetul 13 scrie despre o asemenea situație și de asemenea despre altele posibile în familie, să ai o nevastă rea sau un soț rău, un necaz care să se accentueze în orice zi. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său. Nu doar un om handicapat, că în mod special expresia nebun în cartea Proverbe nu se leagă de un om cu lipsa facultăților mentale. Și avea un copil rău care îți face necaz. Și de asemenea, o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Mai
Amintesc încă o situație de necaz din cartea 1 Cronicilor, capitolul 7, pagina 429. Unde este surprins un moment din istoria evreilor, de la versetul 21, oamenii din Gat, născuți în țară, i-au omorât pentru că se pogorusele să le ia turmele. Efraim, tatăl lor, s-a jălit multă vreme și frații săi au venit să-l mângâie. Apoi a intrat nevastă și a zăbistit și a născut un fiu, el a pus numele Beria, în nenorocire, pentru că nenorocirea era în casă. Atât a fost demarcat încât n-a avut alt cuvânt mai la îndemână când s-a născut un copil să-i pună numele. Și i-a pus numele în nenorocire. Vă rog să observați că nenorocirile au trecut și peste păcătoși și peste sfinți. În cartea lui Ieremia, capitolul 37, este prezentată situația de necaz în care se afla acest om. Ierusalimul era înconjurat și, potrivit cu cuvântul Domnului pe care îl știa și îl profețise, urma să cadă în mâinile babilonienilor. Ieremia a vrut să plece, să se ducă la țară, la locul lui de baștină, dar l-au prins căpeteniile. Și la versetul 15 scrie că aceste amâniate pe Ieremia l-au lovit și l-au aruncat în temniță, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniță. Așa a intrat Ieremia în temniță și în gherle, unde a stat multă vreme. De la versetul 20, el se roagă înaintea împăratului și zice: acum ascultă-te, rog, împărate, Domnul meu, fie bine primite înaintea ta rugămințile mele, nu mă trimite iarăși în casa logofătului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo. Și Zedechia a poruncit să-l lase într-o condiție mai lejeră, dându-i în fiecare zi câte o pâine până s-a terminat toată provizia din cetate. Aici n-a fost în necaz numai Ieremia, erau mulți. Venise nenorocirea peste toată țara. Și cei care au trăit astfel de vremuri au suferit alături de întreg poporul. Vă citesc din aceeași carte, de la capitolul 30, versetul 7, unde vremea de necaz este o profeție care s-a repetat de multe ori pentru Israel. Vai, că ziua aceea este mare! Niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi zbăvit din ea. O vreme îngăduită. Și din aceeași carte, Ieremia, citim din capitolul 51, versetul 6, e vorba de vremea robiei, de vremea babilonienilor: fugiți din Babilon și fiecare să-și scape viața, ca nu cumva să pieriți în pierea lui, căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul. El îi va răsplăti după faptele lui. Adică, după ce Dumnezeu a adus necazul prin cotropirea babiloniană, urma să vină vremea și pentru ei. Și a fost pentru iudei, să vină și pentru neamuri, exact după cum este scris în Romani, capitolul 2. Vreme de necaz venită și peste un popor și peste altul. Vă spuneam că au fost multe vremuri de necaz pentru evrei, deși Dumnezeu i-a promis că îi duce într-o țară unde curge lapte și miere, au ajuns săraci, au ajuns muritori de foame, cum discutam în lecțiile trecute. Erau loviți din toate punctele de vedere, boli și alte urmări ale păcatului și respectiv ale pedepselor. Dar uneori necazul poate să fie atât de spontan încât să te ia totalmente prin surprindere. Înțeleptul notează în Proverbe 14:13, că te poți aștepta la o asemenea vreme chiar când este programată o vreme de bucurie. Că omul nu-i stăpân pe viitorul lui.
Mi-amintesc de un cuvânt care a fost într-o biserică, cunosc situația îndeaproape, în mod concret și persoanele. S-a anunțat o nuntă pentru duminica următoare și a fost un mesaj din partea lui Dumnezeu la rugăciunea de încheiere. Înainte ca să îmbrăcați hainele de bucurie, de nuntă, familia în cauză va îmbrăca hainele de doliu. A fost o moarte surprinzătoare. Cine își bănuia, când așteptau toți peste 6-7 zile bucuria nunții, că vor fi zile de doliu întâi? Și aici este scris, de multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită. Că ceilalți se pot bucura, dar cel la care este necaz, care este atins, nu se mai poate bucura. Sau bucuria poate sfârși prin necaz. N-a sfârșit prin necaz extazul celor din Babilon în noaptea când au fost nimiciți, în acea vreme când Dumnezeu a îngăduit să se scrie sentința pe zid. Aceste nenorocire odată trecute în revistă și multe altele, am menționat doar câteva, este cazul să ne uităm la comportamentul credinciosului în nenorocire și în necaz. Că dacă ar fi să vorbim, doar fiecare poate să spună din istorie sau din viața lui, și e suficient într-o discuție să deschidă cineva subiectul de o nenorocire care a auzit-o el, ce s-a întâmplat, și imediat le vin în minte și la alții. Și eu știu, a fost acolo și atunci, și au fost mulți, și nu le știm noi pe toate de-a lungul istoriei. Trebuie să sesizăm mintea noastră, să ne reamintim că există niște explicații, niște realități de care nu putem fugi. Într-o lume a păcatului este normal să fie necaz, să fie rău. Într-o lume a răului nu poate fi evitată suferința. În Genesa, capitolul 42, este prezentată teama lui Iacov după ce a gustat odată un necaz, să nu-i se mai întâmple unul. Și atât a încercat să evite. Și vreau să vă arăt expresiile lui repetate. 42 cu versetul 4. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu-i se întâmple vreo nenorocire. Trăia cu riscul acesta asupra lui. Apoi, în versetul 38, din nou le-a răspuns, deși copiii lui au intervenit, l-au rugat, i-au spus cum stau lucrurile. Fiul meu nu se poate bogori împreună cu voi, căci fratele lui a murit și l-a rămas singur. Și dacă îi se va întâmpla pe o nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi veți bogori perii mei cei albi în locuința morților. Și care din noi n-ar vrea să scape de necaz? Mai cu seamă unul care a avut un necaz. Știu o familie din județul Suceava care a avut copii plecați prin Europa și în urmă cu câțiva ani, pe unul din Austria, în urma unui accident, l-a adus în sicriu acasă. Iar anul trecut a adus pe un altul din Belgia, în urma unui cancer, în sicriu acasă. Astfel de situații te marchează și se poate naște în oameni o teamă. Dar trebuie să acceptăm că în viață se poate întâmpla orice. Și în capitolul următor, 43, de la versetul 13, Iacov a declarat: luați-i pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Dumnezeu cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să întoarcă împreună cu voi și pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Am fost într-o zi într-unul din cimitirile Aradului și trecând, m-am uitat, erau trecute datele de naștere și de deces a doi soți. Și sub ei, datele a trei copii. Primul a murit la 2 ani, an în care s-a născut al doilea. Al doilea a murit la 2 ani, an în care s-a născut al treilea. Și al treilea a trăit tot numai 2 ani. M-am gândit ce traumă o fi înregistrat familia aceasta. 3 copii. Și toți au murit. Iacov a fost nevoit să accepte în final. A zis, dacă asta mi-e dat, uite, eu accept și pe asta.
Dar asta nu înseamnă că trăind cu o potențială posibilitate de necaz, de nenorocire, că ea va veni. N-a venit în cazul acela. Că ce spuneam înainte e foarte valabil din proverbe. Nu știi cum evoluează. În fața oamenilor este o necunoscută starea de mâine. În cartea 2 Cronici, capitolul 20, cu ocazia unui atac militar din partea unei coaliții militare, împăratul Iosafat s-a rugat, reluând cuvinte din rugăciunea lui Solomon. Cuvinte care punctează aceeași idee, că în viață te poți aștepta la necaz. Versetul 9. Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma, foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta, vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre, tu ne vei asculta și ne vei mântui. Asta trebuie să ne provoace să ne rugăm ca Dumnezeu să nu îngăduie pe cât posibil, să ne cruțe. Asta e un drept pentru noi. Pentru că în 1 Cronici, capitolul 4, este prezentat un caz și Dumnezeu l-a ascultat. Citesc de la versetul 9 și apoi 10. Iabeț era mai cu vază decât frații săi. Mamă s-a pus numele Iabeț trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iabeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și inventind de hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri din norocire, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Nu-i greșit să ne rugăm așa. În Psalmul 90 este scris, Doamne, înviorează-ne tot atâtea zile cât am avut parte de necaz. Deci, cei care n-au avut parte de mari necazuri și suferințe, să se roage Dumnezeu să-i cruțe. Iar cei care au avut parte de anumite suferințe în viață, să se roage, cum v-am citat din Psalmul 90, Doamne, acum îngăduie zile de fericire. Dacă tot am avut necaz cu Iosif, să nu mai fie unul și cu Beniamin și Dumnezeu să se îndure de noi. Să știți că Dumnezeu controlează cu lux de amănunte aceste situații. Cu siguranță le stăpânește în mod desăvârșit. Amos, în cartea sa, în capitolul 3, versetul 6, pune o întrebare pe tema noastră. Sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se spăimânte poporul? Putea fi o alarmă și război, sună trâmbița. Și oamenii trăiau cu teama asta de care am vorbit, da, dacă e o nenorocire. Și apoi mai întreabă, se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul? Nu. Deci fără controlul lui. Nu se poate întâmpla. În cartea Plângerii Ieremia, în capitolul 4, este prezentă iarăși această idee în capitolul 3. De la versetul 37. După ce se vorbește despre o vreme de nedreptate, vom vorbi și noi de an viitor. Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Nu iese din gura celui prea înalt răul și binele? Nu înțeleagă cineva că Dumnezeu este originea răului. Dar o nenorocire, în cazul discutat de noi, nu se poate întâmpla fără aprobarea lui Dumnezeu. N-am dat noi cazul lui Iov, că diavolul n-a putut să-l atace până n-a aprobat Dumnezeu? Nu sunt alte situații în Biblie în care Dumnezeu a avertizat prin profeți. Vedeți că vine o nenorocire peste voi. Și suficient să vă mai amintesc din cartea Apocalipsei, care este foarte profetică și unde se vede foarte puternic controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu va controla îndeaproape toate astrele și toate cataclismele ce se vor întâmpla pe pământ, toată omenirea. Și vorbind despre nenorociri, scrie în capitolul
9, versetul 12. Cea din tine nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. Că au fost tot timpul nenorociri la nivel de indiviz, la nivel de familie, asta e clar. Dar de acum, potrivit cu ce e scris în Apocalipsa, vom asista la nenorociri în plan mondial, foarte mari. Și tot aici scrie în 11 cu 14 pe pagina din dreapta, a doua nenorocire a trecut, iată că a treia nenorocire vine curând, un lanț de nenorociri apocaliptice. Dar toate controlate de Dumnezeu prin îngeri. Vă mai dau un verset să ne fie clar. Ieremia 15 cu 11. L-a amintit înainte pe Ieremia că a fost în necaz. Și Dumnezeu a știut că el a ajuns în temniță și a trebuit să suporte. Dar pe când se temeau ceilalți mai tare, acum erau doar asediați în cetate și mureau de foame, dar se temeau ce va fi când vor intra babilonii în cetate, îi vor omorâ. Și pe acea vreme Domnul a răspuns, da, vei avea un viitor fericit, da, voi sili pe vrăjmaș să te roage la vreme de norocire și la vreme de necaz. Și s-a și întâmplat. În ziua când babilonii au intrat în cetate, Ieremia a primit daruri. Și s-a dat libertatea să se localizeze unde vrea. Rămâi aici, te duci la țară, vii cu mine în Babilon. La fel, și-au amintit în lecțiile trecute, a vorbit Dumnezeu despre Baruc, despre Bet-Melech etiopianul. Chiar când se distruge o țară întreagă, Dumnezeu poate să controleze situația la nivelul unui individ, a pământului întreg. Dumnezeu care a creat cosmosul acesta și îl întreține, e la fel de stăpân pe situație în orice vreme. Numele Lui fie binecuvântat. În aceste condiții, că nenorociri vin, dar că Dumnezeu este stăpân, care trebuie să fie atitudinea noastră? În mod sigur, nu trebuie să fie ca cea din cazul seminței a doua, a pământului, în categoria a doua, cei care primesc cuvântul îndată cu bucurie, dar când vine un necaz, se leapă de la fel de îndată de cuvânt. Trebuie să învățăm lecția necazului și să ne fie clar că ea poate veni peste noi și trebuie să rămânem credincioși. Necazul nu-i făcut pentru noi să ne alunge de pe calea Domnului, să ne facă să cădem, să dăm înapoi, să abandonăm. Acolo scrie că atunci când a venit soarele, s-a uscat, dar soarele n-are rolul să nimicească plantele, are și rolul lui și necazul are locul lui. Și vom vedea, chiar acum vreau să reținem o primă idee a atitudinii noastre, noi trebuie să recunoaștem cauzele și efectele sau scopul necazului. Trebuie analizată problema. De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Ce vrea să realizeze Dumnezeu cu asta? Să știm ce se întâmplă de fapt. Dar să vă dau câteva cazuri din Biblie și ne va ajuta. Mai întâi din cartea cu necazuri, Iov, capitolul 36 din cuvântul lui Elihu. Cuvântul unui tânăr, dar înțelept. Citesc de la versetul 5. Și știți că el n-a fost mustrat de Dumnezeu pentru formulările de aici, doar ceilalți trei. Dumnezeu este puternic, dar nu leapă de pe nimeni. Și este puternic prin tăria priceperii Lui. El nu lasă pe cel rău să trăiască și face dreptate celui nenorocit. Deci Dumnezeu se implică. Nu își întoarce ochii deasupra celor fără prihană și îi pune pe scaun de domnie cu împărații, așează pentru totdeauna ca să domnească. Se întâmplă să cadă în lanțuri, să fie prinși în legăturile nenorocirii și cei credincioși. Le pune înainte faptele lor, fără de legile lor, mândria lor, înștiințează ca să se îndrepte, îndeamnă ca să se întoarcă de la nelegire.
dacă ascultă și se supun, sfârșesc zilele în fericire și ani în bucurie. 15 minute înainte a venit la biserică, m-a sunat cineva din altă țară și mi-a zis, frate, am ajuns în norocire. Și adăuga, Dumnezeu m-a îngăduit. Și știu de ce. Ca să mă apropie de eu. Pentru că mă îndepărtasem. Deci vremea de necaz te poate aduce la un control riguros a vieții. Și conștiința să te facă să-ți predici tu ție însuți. Și să-ți recunoști starea. Și din mai departe. Dacă n-ascultă, pierd uciși de sabie. Mor în orbirea lor. S-ar putea unii să se împietrească, să se împotrivească. Nelegiuiții se mânie, nu strigă către Dumnezeu când îi înlănțuie. Își pierd viața întinereții, mor ca cei desfrânați. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Și pe tine te va scoate din strâmtoare, ca să te pună la loc larg, în slobozenie de plină, și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Dar dacă îți aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedezlipită de pricina ta. Supărarea să nu te împingă la bat jocură și mărirea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire, oare ar ajunge strigătele tale să te scoată din necaz? Poate ați mai auzit oameni care urlă de supărare. Dar asta ajută la ceva? Ar fi mult mai indicat o cercetare lăuntrică despre care aminteam. Nu suspina după noapte, care ia poporul din locul lor, ferește să faci rău, că suferința te îndeamnă la rău, adică diavolul te provoacă în suferință, răzvrătește-te. Știți cum a fost ispitită nevasta lui Iov? Blastă-mă pe Dumnezeu și ai terminat. Și ce-am câștigat cu asta? Dumnezeu este mare în puterea Lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca El? Cine cere socoteală de căile Lui? Și cine îndrăznește să-i spună, faci rău? Asta pare când vedem un necaz, Doamne, faci rău? Ai îngăduit una ca asta? Nu uita să lauzi faptele Lui pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Orice om le privește, fiecare muritor le vede departe. Iată ce mare e Dumnezeu, dar noi nu-L putem pricepe. Numărul anilor Lui nimeni nu l-a pătruns. Deci, să înțelegem ce ne face Dumnezeu să înțelegem și ce nu înțelegem, să rămână a lui Dumnezeu. Să nu avem pretenția să le știm pe toate, dar nici să nu ne lăsăm abătuți și să înțelegem greșit într-o situație de necaz. Tot pe seama dezbaterii necazului, citesc și din Cartea Proverbele, mai întâi din 21:12, cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Deci, ca regulă, nenorocirea e pentru cei răi. Este o pedeapsă a lui Dumnezeu. Și tot, Proverbe 24:16, aceeași idee, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Pe credincioși, nenorocirea nu-i distruge. Dar pentru cei răi poate fi o formă de pedeapsă. Citesc acum mai multe versete din cartea profetului Ieremia, iarăși o carte plină de necazuri și de suferințe, pentru că a fost vremea ei. Capitolul 6, versetul 19. Ascultă și tu, pământule, iată voi aduce peste poporul acesta o nenorocire, care va fi rodul gândurilor lui, căci n-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Dumnezeu se înțelegea cu pământul, probabil punea la cale vreo catastrofă naturală, sau lua ca martor. Tot Ieremia 18:11. De aceea așa vorbește oamenilor lui Iuda și locuitorilor Salimului și zi, iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. Au zis, Dumnezeu
născocește planul de nenorocire. Ca regulă să-i lovească pe oamenii ce trec prin stări de păcat. De aceea întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are, întreptați-vă umbletele și faptele. Nu știu exact ce plan de nenorocire hotărâse Dumnezeu împotriva Ninivei. Și dacă nu s-ar fi pocăit, l-ar fi pus în aplicare. Așa i-a cruțat. Le-a pus înainte faptele, s-au îndreptat, n-am adus nenorocirea peste ei. Și tot din Ieremia citesc din capitolul 29, versetul 11, unde se observă dorința lui Dumnezeu nu de nenorocire, ci din potrivă. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dar, dată fiind lipsa lor de pocăință, nenorocirea s-a abătut peste ei într-un mod foarte crunt. Aceste situații sunt în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament. În Apocalipsa 2:22 se scrie în mod profetic, valabil pentru o persoană sau pentru o biserică, următoarele. Iată, am să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Dar pe pagina din stânga este scris despre niște credincioși dintr-o altă biserică, care vor avea și ei un necaz. 2:10. Nu te temi nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unul din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Așa e de ușor să judecăm ca și în cazul prietenului Iov. Ai văzut? L-a lovit Dumnezeu. Și când colo? Nu e așa. Rețineți. În necaz, nu cei din jur trebuie să judece, ci el care este în necaz trebuie să se judece. Și Dumnezeu, care controlează necazul, îl va face să înțeleagă, mai degrabă sau mai târziu, dar în mod clar, dacă necazul acela este o suferință, ce trebuie să o ducă, sau dacă este un necaz venit ca o pedeapsă. Dar nu suntem noi mai săraci în informații decât filistenii, care știți ce au zis? Băi, noi punem chivotul în car și lăsăm vacile slobode. Dacă o să țină drumul drept, înseamnă că am fost lovit de Dumnezeu. Dacă se duc aiurea, a venit peste noi din întâmplare. Că ei aveau alte explicații la necaz. Întâmplarea sau pedeapsa zeilor. Cu atât mai mult noi putem să avem lumină. Dar Dumnezeu dă lumină celor în cauză. Dumnezeu i s-a descoperit lui Iov și i-a spus ceea ce îl privea pe el. O altă idee, ca și atitudinea noastră, în necaz, fiecare trebuie să apeleze la Dumnezeu cu credință și cu stăruință. Și atunci e foarte ușor să te controlezi, să vezi dacă ești de bine sau nu. Tu trebuie să strigi când ești în necaz. Deci în Iacov 5, este cineva în suferință? Să se roage. Să îndrăznească la Dumnezeu. Citim multe versete din Scriptură, adeverez lucrul acesta, dar doar pe câteva le voi aminti. Psalmul 9, Psalmul 10, 9:9. Domnul este scăparea celui asuprit. Scăpare la vreme de necaz. Și acum în capitolul 10, din Psalmi, avem mai multe date. Versetul 1 mai întâi. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Că noi când suntem în necaz strigăm, Doamne, acum cât ai bate în palme, ia-mi durerea. Am vrea acum să se termine. Și când vedem că nu se termine nici azi, nici săptămâna viitoare, ni se pare că n-aude Dumnezeu, că nu ține cont de noi, cât suferim noi. E greu. Că e suficient să te doară măselele și trec orele greu, dar să fii într-un necaz foarte mare. Dar iată ce scrie în același psalm de la versetul 17.
Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne. Le întărești inima, să pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și să nu se mai însufle groaza omul cel luat din pământ. Deci, de orice natură ar fi necazul, strâmtorarea, Dumnezeu, ia aminte. Că și tot în psalm este scris psalmul 34, versetul 6. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Nu se poate Dumnezeu în bunătatea Lui să fie insensibil când îl cheamă cineva în nenorocire. Dumnezeu îl lasă să se frământe, să recunoască, să mărturisească, sau îl lasă să rabde, să îndure. Are un scop, dar îl ascultă. Nu e Dumnezeu mai rău decât noi. Avem uneori copii mai cuminți, mai puțin cuminți, dar când sunt bolnavi, așa e că un părinte nu poate să fie insensibil, sau dacă este copilul flământ. Când are o cerință, vorba Mântuitorului, care dintre voi care sunteți răi dacă îi cere copilul ceva, e așa de indiferent încât să nu-l asculte și să nu-i ofere? Citesc și din Ieremia, capitolul 14, versetele 8 și 9, unde în vremea necazului credincioșii se îndreptau spre Domnul. Cu cuvintele. Tu care ești nădejdea lui Israel, Mântuitorului la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară? De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și totuși Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și numele Tău este chemat peste noi, de aceea nu ne părăsi. Și mă adaug... Evrei, capitolul 4, versetul 16, unde mai avem o asigurare că nu doar Dumnezeu ne ascultă, și Domnul nostru Iisus Hristos, care de la dreapta Lui, are în vedere stările noastre de necaz, stările noastre de nevoie, cum sunt numite aici. Să ne apropiem, dar cu deplin încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. E foarte important să apelezi la Dumnezeu, să te rogi, decât să ne tot frământăm, decât să strigăm, decât să apelăm la oameni. În două versete, cel puțin, scriem psalm, zadarnic este ajutorul omului. Numai Dumnezeu ne poate izbăvi din necaz. Că au și oamenii partea lor, vom discuta imediat. Dar trebuie apelat la Dumnezeu. O altă idee. Cei nenorociți trebuiesc ajutați din toate punctele de vedere. Cine a fost lovit, i-a ars casa. Este îngăduită o vreme de suferință prin boli și își termină banii cu spitalele. Trebuie ajutat financiar, material. Dacă cineva este într-un necaz sufletesc, trebuie mângâiat. Trebuie sprijinit, întărit. Cei nenorociți trebuie să ajutați, indiferent de ce natură este necazul lor. Iov, în Cartea Suferinței, din care am citit și mai citesc încă din capitolul 6, a zis în versetul 14, cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Este interzis cu desăvârșire să te bucuri când cineva este într-un necaz. Și în Cartea Proverbele, vă voi citi, sunt date câteva sfaturi, mai întâi din capitolul 17, cum să ne comportăm când cineva este într-un necaz. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Atenție! Nu-i voie să zâmbim pe seama necazului cuiva.
durerea lui trebuie să devină, într-o măsură oarecare, cel puțin întristarea noastră. Și versetul 17, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Atunci se văd prietenii, la necaz, nu supărăcioși, prieteni care mângâie, care ajută. Și tot din Proverbe 31 vă dau o regulă pentru viața de familie. Ne este dată deja. Vă citez. Proverbe 31, versetul 9. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Am sesizat în viață că oamenii cu inimă bună nu sunt indiferenți când trec pe lângă cineva care e nenorocit. Așa ca și samariteanul milostiv, sau când cineva e nedreptățit, i-am văzut că se bagă și ia apărare. Chiar dacă uneori n-au vreo posibilitate să o scape din necaz, dar nu pot să fie indiferenți. Și de asemenea, versetul 20, ia femeia asta, și puteți fi, și putem fi oricare, își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Ce frumos! În vremea aceea nu exista o legislație ca și acum, atâția polițiști și oameni de ordine și jandarmi. Dar bărbatul, dacă vedea vreun om nenorocit sau că cineva își bate joc de un concetățean, îi lua apărare. Și femeia, când vedea că e necăjit, îl ajuta cu ceva. Familii care știu să relaționeze corect față de cei care sunt în nenorocire. Și din a doua Corinteni, capitolul 1, citesc despre mângâieri care nu sunt așa greu de oferit. Îți trebuie puțin timp. Formulările le știm. 2 Corinteni 1, cu 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, atunci când ne rugăm la El. Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Și știți, printre altele, cum se numește Duhul Sfânt? Mângâietorul. Un om duhovnicesc mângâie. Dragostea nu se bucură de rău, ci dimpotrivă se mâhnește. Îi pare rău și de un străin. Amintiți-vă de Samuel care plângea pe Saul. Va veni vremea când în veșnicie vom intra într-o altă stare de indiferență față de cei care vor intra în pierzare veșnică. Dar acum și aici, când trăim toți în aceeași condiție și suntem membri în familie sau în aceeași națiune, să avem o compasiune permanentă. Iar celor care suferă, care au necazuri, că ele vor veni în mod sigur. Știți ce a spus Mântuitorul? În lume veți avea necazuri. Și noi, și lumea. Oricine se căsătorește, spunea Pavel în Corinteni 7:28, vor avea necazuri pământești. Și câți ani de familie ai, cu atâtea necazuri sunt mai multe. Nici nu-i bine să le știe cei care se căsătoresc pe toate de la început, că o să le învețe singuri de-a lungul anilor. De aceea, orice om, în general, dacă l-ai întrebat la sfârșitul vieții, ai vrea să o mai iei o dată de la început, ți-ar spune nou. Că nu degeaba este scris și despre cei din Biblie că au murit bătrâni și sătui de zile. Că sunt prea multe greutăți și nenorociri și necazuri în viață, care uneori, la unii, când sunt mai grave sau sunt mai sensibili, le fac perial peste noapte. Dar nu înseamnă că dacă cineva nu a cărunțit, n-a avut necazuri. Fiecare inimă își știe necazul ei, spune înțeleptul. Și străinii nu pot să cunoască cu exactitate și cu amănunțime cât de frântă este o inimă sau ce suferințe are. Dar cei în necaz trebuie să știe, să rabde și ei. Și le citim pentru asta din Roman 12, de la versetul 12. Bucurați-vă în nădejde, că va fi mai bine. Fiți răbdători în necaz. Nu putem administra anestezice ca și la durerile fizice
Sunt necazuri care trebuie suportate, trebuie răbdate. Și cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Doamne, ajută-ne! Așadar, vreau să vă reamintesc aceste trei idei ca și atitudini. Prima, persoana care se află în necaz trebuie să intre într-o cercetare lăuntrică. În cercetarea asta trebuie să apeleze la Dumnezeu. Într-un mod neapărat să vină insistent înaintea Domnului, să nu se tot vaite și să nu meargă întâi la oameni. Asta nu înseamnă să nu mergi să te tratezi când ești bolnav. Întâi chiar cu o boală, să te duci înaintea lui Dumnezeu, să te cercetezi pe tine însuți și să apelezi cu stăruință la Domnul. Și în al treilea rând spuneam că e necesar pentru noi toți să avem grijă de cei nenorociți. Voi încheia cu două idei concluzive. Trebuie făcută diferența dintre necazurile ce vin peste lume și necazurile care vin peste credincioși. Necazurile peste lume vor culmina cu un necaz numit în Scripturi necazul cel mare. Și spunea Mântuitorul în Marcu, capitolul 13, de la versetul 19, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii, pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Mare necaz. Dar durerea mare nu-i necazul mare. E că din necazul mare vor trece în necazul veșnic. Pentru că în Romani, capitolul 2, apostolul a notat la versetul 9, necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face rău. Deci trebuie o distinție clară și o punctăm acum, la sfârșitul lecției. Necazurile pentru cei păcătoși vor culmina cu un necaz mare și vor fi urmate de un necaz veșnic. Fie că sunt iudei, fie că sunt greci. Din nefericire, asta așteaptă pe lumea fără de Dumnezeu. Pedeapsă și orgie. Necazurile pentru sfinți sunt de o altă natură. Au un alt rol. De a ne corecta, de a suferi pentru desăvârșirea noastră, în a suporta pe ceilalți din familie care nu sunt credincioși. Este o vreme. Pentru noi o vreme de necaz. Pentru ceilalți e o veșnicie de necaz. În cazul nostru, spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 1, diferența este foarte mare. Citesc de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din morți prin învierea lui Iisus Hristos din la o nădejde vie. Și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji păstrată în cerul pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât taurul, care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinste la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru că veți dobândi ca sfârșitul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Dumnezeu să ne ajute să putem trece peste vremurile de necaz, peste nenorocirile ce vor veni pe pământ, sub o formă sau alta.
Dumnezeu ne pregătește pentru o împărăție fără nenorociri, fără necazuri. E o vreme doar pe care trebuie să o suportăm. O mare diferență între noi și lume, grație mântuirii Domnului Iisus Hristos, numele Lui să fie binecuvântat. Veniți să ne rugăm pentru cei care trec prin necazuri și nenorociri, Dumnezeu să-i cerceteze, să-i facă să înțeleagă de ce este așa în dreptul lor. Totodată, Dumnezeu să-i izbăvească din necaz și să ne ajute și nouă să fim buni și plini de mângâiere față de ei. Slăvit să fie Domnul! Veniți să ne plecăm și să ne rugăm pentru această situație. Amin.